Bună ziua, stimați telespectatori! Numele meu este Gabriela Racu. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. După cum v-am obișnuit, aducem alături de noi de fiecare dată tineri talentați, frumoși și curajoși. Astfel, astăzi o avem invitată pe Laura Dodan, o interpretă de muzică populară care a finalizat studiile Liceului de Artă Octav Băncilă din Iași, iar în prezent este studentă a Universității de Științele Vieții din Iași. Aflăm astăzi cum îmbină atât de bine și de frumos ambele domenii, chiar de la ea. Bună ziua, Laura, îți mulțumesc din suflet că ești astăzi alături de noi. Bună ziua tuturor, bună ziua, Gabriela, și mulțumesc tare mult pentru invitație. Cum ești, Laura? Sunt bine, vin de la facultate chiar, de la un examen și am venit repede ca să facem frumos, să avem o emisiune frumoasă. Mă bucur din suflet că ai putut să fii astăzi alături de și noi. Cum a început sezonul? În forță, chiar dacă a fost o perioadă de post pentru 2 săptămâni, însă acum am început în forță, evenimente multe, spectacole, filmări, însă încerc să fac față cum trebuie. Eu știu că tu îmbini foarte bine toate domeniile din viața ta, dar aș vrea să începem cu începutul. Aș vrea să te întreb, cum au fost începuturile tale în muzică? Cum ai început să cânți? Știi că începutul e greu la toată lumea, însă am început ușor, așa, am luat lecții de canto, cursuri, am mers la cursuri, deși eu am început cu muzica populară, cu muzica ușoară, scuze, pentru un an de zile, cam așa, iar după am fost provocată să cânt la un concurs muzică populară, deși nu mai făcusem asta niciodată. Și am luat premiul întâi la muzica, la acel concurs de muzică populară. Și am zis că ia să încerc să cânt și muzică populară, pentru că m-a atras foarte mult. Simțeam efectiv că cântasem o doină la acel concurs și nu știu, mi-a trist așa emoții, înțelegi? Pentru că și rădăcinile sunt de la țară și cumva la țară știi că se promovează folclorul. Exact. Și am zis că să încerc și uite că a fost un început frumos și acum e acest domeniu pe care îl... În care ești implicată cel mai mult. Exact, că... da. Și adică muzica populară. Ce au spus părinții tăi când le-ai spus că ok, eu vreau să fac muzică populară de azi înainte? Păi, părinții mei sunt oamenii care mă susțin cel mai mult și chiar m-au susținut în toate, în tot ce am vrut să fac. O să povestesc și mai târziu alte domenii în care am vrut să activez. Și da, sunt părinți care mă susțin și care nu spun nu la nimic, la ceea ce vreau eu să fac. Și îți dai seama, au fost bucuroși pentru că e un domeniu frumos despre ce vorbim. Adică e frumos din toate punctele de vedere. Da, într-adevăr, muzica populară ne duce cumva într-o autenticitate și, de fapt, unde ne sunt rădăcinile. Exact. Și de asta e bine să promovăm, folclorul și mă bucur din suflet că ai luat-o pe drumul ăsta. Cum a fost prima ta piesă de muzică populară? Păi prima mea piesă a fost alături de orchestra maestrului Mihai Cotos din Suceava. A fost o horă pentru mama, pentru că așa am ales eu ca primele mele piese să fie pentru părinții mei, pentru că ei sunt temelia noastră, sunt oamenii care ne susțin cel mai mult și nu mă îndoiesc că vreodată nu o să mai am parte de susținerea lor. Și a fost o piesă cu un real succes. Am strâns peste 15.000 de vizualizări pe YouTube la ea și cumva prin acea piesă eu m-am făcut cunoscută. Cum ai luat legătura cu dirijorul orchestrei? Păi l-am sunat și, nu, de fapt i-am scris pe internet, pe Facebook și mi-a spus să aștept pentru că este un pic ocupat. Păi îți dai seama, e orchestră, multe piese și am așteptat, m-a contactat el într-un final și am mers la Suceava, i-am spus despre ce e vorba și ce piesă vreau, versurile le aveam scrise deja și cumva i-a fost ușor să-mi realizeze piesa. Colaborezi cu o singură persoană pentru textele pieselor tale? Momentan da, este vorba de doamna Cristina Pârvu,
pe care o salut și îi mulțumesc pentru că e o doamnă fair play așa, adică mă ajută și dacă nu-mi place un vers sau dacă am început eu o piesă să o scriu și uite, de, nu am o idee cum să o mai continui, e super doamna și te ajută cu orice. Ai început să și scrii propriile piese? Da, am, uite, de exemplu, ultima piesă pe care am lansat-o, câteva din strofele de acolo sunt scrise și de mine, cu ajutorul doamnei Cristina. Spune-mi de ultima piesă, dacă tot am ajuns aici. Știu că e o piesă pe care ți-ai dorit-o foarte mult. Da. Ai fost acompaniată de orchestra Fluieraș, a fraților Ștefăneț. Da, fraților Ștefăneț. E un proiect de suflet, e un proiect pe care mi l-am dorit de mult. Mi-am dorit să colaborez cu ei pentru că sunt oameni profesioniști și drept rezultat vă invit să urmăriți pe YouTube piesa. Oamenii sunt super profesioniști, e o piesă la care am pus eu mult suflet, dar și ei, pentru că am simțit asta. E o piesă pentru tata, cum ți-am zis, am ales să scriu pentru părinții mei. Și, într-adevăr, e super frumoasă și se bucură și ea de un real succes. Cum te-ai gândit să colaborezi cu o orchestră din Moldova? Îi urmăream de mult timp. Și îți dai seama că vorba merge, că oamenii sunt profesioniști, oamenii lucrează, auzi ceea ce ei realizează și ce piese fac și i-am zis că de ce nu să-i contactez și eu și să vorbesc cu ei și uite că am așteptat o perioadă bună pentru că, na, oameni profesioniști care lucrează mult și intens sunt pentru toți artiștii. Ocupați. Da, destul de ocupați. Și chiar eram într-o zi în casă, supărată, pentru că eu, vorbim de provocări și de eșec acum, am vrut să dau la poliție. Wow! Da. Okay. Și m-am pregătit un an de zile. Chiar de când am început eu să mă pregătesc pentru poliție, am vorbit cu ei. Și cum le îmbină Dumnezeu pe toate și cum le aranjează El pe toate, după ce nu am... Am eșuat la examenul de la poliție, pentru academie mă pregătisem. Eram în casă și eram foarte supărată, îți dai seama, pentru că muncești. Da, cine știe și cine cunoaște, mult. E multă muncă pentru academie. Și... am primit telefon după ce am aflat și rezultatul de la poliție și așa, am primit telefonul de la ei și mi-au spus că piesele mele sunt în lucru, că sunt gata să colaboreze cu mine și cumva m-am gândit că Doamne, ăsta mi-e drumul și ăsta pe aici trebuie să merg și că uite-mă aici și să fac ceea ce îmi place, poate că Dumnezeu le are pregătite, dar le are pregătite într-un mod mai bun pentru tine. Da, exact. Deci ți-a alinat durerea, da, oarecum. Da. Pentru că e o realizare să faci o piesă cu orchestra, da, să ai piese proprii ca artist, este o realizare. Cum ai început să... Cum te-ai gândit să-ți faci propriile tale piese? Știu că sunt foarte mulți artiști care cântă la evenimente, la concerte, dar cântă piesele altcuiva. Păi, uite, eram invitată la emisiuni, diferite emisiuni, în care veneau artiști mari și cum piesa ta proprie te definește pe tine, da, ca artist pentru că te reprezintă, adică mergi la o emisiune, uite, asta e piesa mea proprie, lucrată de mine, e a mea. Și, na, adică mergi într-o emisiune unde sunt artiști și cânti cover, poate artistul e acolo, poate el se mândrește că îi cânti tu piesa, dar unii chiar nu sunt de acord. Am întâmpinat, pentru că am mers la o emisiune și am cântat cover, eram la început, și am cântat cover la o anumită piesă și mi s-au adresat, știi? Reproșuri. Da, reproșuri pentru chestia asta. Și am ales să-mi fac piesa mea proprie, să merg la emisiuni cu piesa mea proprie și să le am acolo, ale mele, pentru că, uite, mergi la diferite lucruri, diferite emisiuni, diferite spectacole și te reprezintă pe tine pentru că ai un portofoliu și un album al tău. Urmează să fac și albumul cu cei din Orchestra Ștefăneț, pentru că am înregistrat două piese și o horă de dragoste pe care o să o lansez cât de curând și ușor, ușor facem multe piese ca să ajungem la un album. Îți dă și multă încredere faptul că ai piesele tale, da, și da, te face să te simți un artist adevărat. Exact. E puțin greu să...
să spui, da, eu sunt cu acte în regulă, exact, artist, cânt muzică populară, da, când nu ai ceva ce să te reprezinte. Cât de greu e să faci un videoclip de muzică populară în 2023? Este greu, pentru că dacă vrei să iasă profi, trebuie să ai zile de filmări, deși, pentru că a fost drumul acesta destul de mare. Ai filmat în Chișinău? Da, în Chișinău, uh-huh, am filmat, alături de orchestră. A durat cam o zi întreagă, pentru că se muncește mult. Cadre, și drumul a fost destul de lung. Trezește-te dimineața, machiază-te aici, fă de la păr, după pleacă în Chișinău și e obositor, dar plăcut. Avut așa am simțit ceva super extraordinar când am terminat de filmat alături de ei. Mm-hmm. Cât de greu a fost să unești toată orchestra? Să ai atâția oameni în proiectul ăsta. Să știi că am simțit o mândrie când i-am avut pe toți lângă mine și când mi-am văzut videoclipul terminat. A fost ușor, pentru că toate se programează și orchestra e de așa fel să filmeze cu artiștii. Uh-huh. Ai avut echipa de filmare, a fost din Moldova, din Chișinău? Da, a fost de acolo, din Chișinău. Și cum te-ai dus cu totul în zona asta, în Moldova? A fost greu să-ți găsești echipa, nefiind de acolo, necunoscând? Nu a fost greu, însă am ales ca eu sunt una, ei sunt mai mulți și să fac eu primul pas, să merg acolo, să filmăm, e o orchestră întreagă și consider că a trebuit eu să fac primul pas, să le fie lor mai ușor, pentru că sunt mulți, e greu și drumul pentru ei și transport, toate. Și am mers eu acolo și a fost totul minunat. Cât de diferit a fost ca și costuri comparativ cu primul tău videoclip? Sau dacă ai putea face o comparație între prețurile de aici din România la toată producția? Da, e o diferență, pentru că și oamenii, și orchestra, e una profi, s-a cerut să fie o sumă mai mare, însă eu sunt dispusă ca orice piesă de-a mea să fie una profi și filmată cum trebuie și calitatea orchestrei și aranjamentului muzical să fie profi și să investesc cât este nevoie. Da, și în imagine, chiar am vizionat videoclipurile tale și am văzut că se vede evoluția și pe partea de imagine. Cât de important crezi că este un videoclip bine reușit și un videoclip de o calitate superioară pentru drumul tău ca și artist? Cât de mult crezi că influențează asta? Păi, contează foarte mult, pentru că degeaba filmezi tu cu telefonul un videoclip și filmezi cu camera, înțelegi că e diferență, e altă calitate, oameni profi care știu să te filmeze, unghiurile, și pe lângă asta contează mult și cum ești îmbrăcat și cadrele și locul în care filmezi, știi? Sunt multe lucruri pe care trebuie să le pui la punct înainte de a începe o filmare. Tu mi-ai spus că ai alături familia la orice pas. Cum te-au susținut în drumul ăsta, pentru piesa asta? Au mers cu tine la filmare? Ai avut o echipă care să te aranjeze mereu, care să aibă grijă de tine acolo? Da, păi tata deja știa de piesa asta. I-am zis că să fie o surpriză, deși nu prea am putut, că ei m-au susținut, înțelegi? Și i-am cântat eu acasă înainte să o înregistrez și am zis, uite, tată, asta o să fie piesa, dai seama, cu lacrimi în ochi. Cum a reacționat? Cu lacrimi în ochi. Nu zic finalul, când a văzut tot clipul așa, sau era că a mers și el cu mine, știi, au fost amândoi. Și îți dai seama, când m-au văzut acolo și piesa, au ascultat-o acolo, ei pentru prima dată, știi, că nu am vrut să le o arăt, dar dacă au mers cu mine, au auzit-o la filmare. Emoții mari pentru ei și o mândrie. Parcă îl vedeam pe tata cum pleca de acolo, nici nu se uita la mine, nici nu nimic de emoții, știi? Stai seama, părinți, și e frumos să-ți vezi copilul evoluând, mai ales că, de la început și până acum a avut un progres destul de frumos și, toate se întâmplă cu un rost. Deci au grijă de tine la fiecare proiect la care mergi? Da, e mama care mereu e cu mine. Te aranjează? Aranjează, știi cum e, părinții, fiecare copil sunt cei mai buni, știi? Da, și presupun că sunt foarte mândri de tine, au și de ce. Da. Evoluția ta se vede și se vede și în piesele tale și în aparițiile tale. Știu că ai început să mergi să cânti și la concerte, la evenimente. Da. Cum a fost începutul ăsta?
Păi, na, toate evoluând și postându-ți materialele pe Facebook, pe YouTube, lumea te vede, că de asta e important ca noi artiștii să ne postăm mereu, să arătăm ceea ce avem noi și ceea ce putem face prin materiale de genul piese, cover-uri, filmulețe de la evenimentele private. Și așa lumea te contactează și na, aude de tine, aude de tine și te vor la acel eveniment, știi? Ce emoții ai avut când ai mers la primul, la primul concert? De exemplu, când ai, când ai urcat și ai fost prezentat ca artist, tu singură, cum ai, cum a fost pentru tine experiența? Sunt emoții, îți dai seama. Sunt emoții, dar constructive. Și e frumos așa să te vezi și să te auzi că lumea te apreciază și te prezintă ca un artist. Știi? Pentru că, na, ești lângă oameni, poate cu artiști mult mai mari ca tine și eu... chestia, adică să te vezi pe un afiș cu artiști mult mai mari ca tine și tu, știi, adică eu mereu am fost modestă și mereu mi-am dorit să îmi păstrez modestia și oricât de sus aș ajunge, tot nu o să uit cum au fost începuturile mele, știi? Și momentan cred că mai am mult de muncă, însă e o mândrie când te vezi lângă artiști mari și artiști consacrați. E bine că, că îți dau încredere astfel de evenimente, astfel de reușite. Și eu fiind și prietenă cu tine și noi vorbim și în, și în viața noastră privată, știu că ești un om extrem de ambițios. Da, și că de obicei când îți propui ceva, îți reușește. Și eu aș vrea să te felicit pentru, pentru lucrul ăsta, pentru că e mare lucru. E, e foarte bine că și nereușitele, așa cum, cum ai spus, ai făcut să din făcut ele din, o bucurie, putere, da, o bucurie, și, o bucurie și, da. Și o putere să mergi mai departe exact. Și de ce nu să, să reușești chestii pe care poate înainte nu, nici măcar nu te-ai gândit da, să le, exact. Să le fac. Poate că o zic pentru prima dată, însă sunt un om care mă afectează. Știi, orice chestie la suflet. Pune la suflet foarte mult și, nu știu, pentru că l-am avut pe Dumnezeu mereu cu mine și, uite, când înainte să intru aici în platou, am spus, Doamne ajută, înțelegi? Pentru că e important să-L ai mereu la drum cu tine pe Dumnezeu ca să îți reușească în toate, orice eșec să vină cu o bucurie, știi? Adică să se termine cu o bucurie și cam așa a fost de fiecare dată la mine și... vă îndemn să plecați la Dumnezeu, cu Dumnezeu la drum în orice faceți. E bine că ești un om credincios. Știm bine că folclorul autentic e în strânsă legătură cu divinitatea și de obicei interpreții de muzică folclorică sunt de fiecare dată cu Dumnezeu în gând și ăsta e un lucru, e un lucru frumos și foarte important. Dacă tot am vorbit de piesa ta nouă, eu te-aș invita să ne și cânti o strofă, un vers, ceva, să audă și telespectatorii noștri vocea ta caldă și frumoasă, cu care știu că ne încânți de fiecare dată pe, la evenimente sau pe site-urile de socializare când îți ascultăm piesele. Sigur, uite, prima strofă din piesa nouă e chiar scrisă de mine și sună așa. Tată, ți-aș plăti cu zile la câte ai tras pentru mine. Ai strâns, tată, leu cu leu, să am și eu rostul meu. Când era gerul mai mare, cu desaga în spinare, am muncit, s-a chinuit, de nu mi-a lipsit nimic. Felicitări, Laura! Eu... mulțumesc! Mă bucur de fiecare dată când în emisiunea noastră avem tineri atât de talentați și care evoluează de la zi la zi. Noi ne-am cunoscut în cadrul unei școli de muzică și... Sigur, și eram chiar micuță, da, și la început. Eram micuțe, da. Și știu că tu cântai muzică ușoară atunci, da, și, da. Și mă bucur să văd o evoluție atât de mare într-un alt domeniu, într-un alt stil. Și... da, deși eu și acum cochetez cu muzica ușoară, pentru că, uite, un artist care este complex trebuie să știe din toate genurile. Am făcut și canto clasic în liceu. Adică, na, am gustat din fiecare și am văzut cum e să cânți din fiecare gen, știi? A fost grea trecerea, având în vedere că ai studiat la liceu muzică clasică, știm că este o altă structură. Da, e o altă emisie la canto clasic. E, muzica clasică e super frumoasă, însă nu mi-am dorit să merg pe acel drum, de asta nici nu am mers spre conservator.
O ascult în continuare, știi? Adică dacă ies să merg la un spectacol de muzică clasică, nu spun nu niciodată. Pentru că urechea noastră are nevoie să asculte muzică multă și de orice gen, știi? Da, e bine să avem așa o zonă mai largă, să ascultăm mereu același stil. Da, să ne plafonăm doar pe muzica populară, deși asta e pentru mine cea mai importantă și cea pe care eu o reprezint, știi? Da, se vede că o ai în suflet și o cânti din suflet, da. Și mă bucur din suflet că ai luat-o pe drumul ăsta și că îți reușește. Eu abia aștept să aflăm informații și despre facultatea unde ești acum, dar vom lua o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi!